cele ce urmează vreau să... Mă rog, o știți pe Lenuta Gheorghiță, dar de data aceasta ea este și mai fericită, dublu fericită. În această dimineață este alături de noi. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața și eu, bine v-am regăsit. Mulțumesc din start pentru invitație. Să știi că oarecum mi-a fost frică. Mă gândeam, o să vii în emisiune, nu vei veni în emisiune, mai ales că copilul are doar 2 luni, cel mic. Da, da, eu tot timpul îmi respect obligațiunile și toată lumea chiar mă tot întreba, chiar și când eram însărcinată, măi, o să vină Ileana la nuntă. Și le spuneam, băi, oameni buni, dacă am niște obligațiuni față de voi sau față de ceilalți, deci tot timpul încerc să-mi asum, dacă mi-am asumat responsabilitatea, deci o duc cu brio pe la final și chiar dacă am copil mic și nu mai măricel, pentru mine e foarte mult contează atunci când... Știi că toți artiștii suntem așa, nouă ne place să fim luați în seamă, să ne poțune. Da, pentru că până la urmă asta este meseria noastră, să venim în public, să venim cu piese nouă, să venim cu niște știri frumoase. Ai, ca să spunem așa, o grămadă de știri frumoase pe plan personal, pentru că nu de mult ați avut și botezul. Da. Acum 2-3 săptămâni, dacă acum să chiar 2 săptămâni. Două săptămâni. Ieri ați sărbătorit două luni de existență, da, cele mai frumoase luni și cele mai grele, hai să spunem. Ce s-a schimbat în viața voastră? Pentru că mai ai un copil, dar uite, când vine un al doilea copil, bănuiesc că se mai schimbă ceva. Păi, în primul rând, ce se schimbă? Dacă până acum Magdalena era prințesa noastră unică, am mai apărut și un prinț și nițel am avut și niște divergențe cu fetița noastră, chiar dacă a fost pregătită din start, chiar dacă am spus că ea o să fie sora cea mai mare, pentru dânsa asta n-a prins. Ea a zis că sunt supărată, luați-l de la aici, că toată lumea știe de asta, aha, că toți care au copii mai mărci de vreo 4, da, un pic de gelozie a apărut, dar uite că acum și eu deja mă sunt mult mai bine, pentru că destul de greu să mergi la petreciri să cânți, să fii tot timpul cu voie bună, să vii și în concomitent să nu dori nopțile. Aha. Am trecut. Ce să-ți spun acum? Doarme deja mai bine. Da, dar sunt o femeie împlinită. Zic eu o femeie împlinită pentru că colegile mele de breaslă știu că o bună parte din ele se zbat, mă, că îmi trebuie carieră. Eu sunt de altă părere. Cariera, tu trebuie să-ți lași o urmă frumoasă pe acest pământ, pentru că nu ești veșnic. Și cea mai mare și cea mai frumoasă realizare din viața ta sunt copiii tăi și tare frumos atunci când vii obosită după o nuntă sau după un concert și este cineva care îți zâmbește. Apropo, Davida mea a început a zâmbi zilele astea. Bine că încă nu voce, dar este minunat că te inspiră și îți dorești foarte mai, cât mai multe realizări, îți dorești foarte, foarte mult. Vă mai doriți copii? La acest capitol nu pot să răspund acum. Mi-aș fi dorit, dar vezi că dacă aș fi fost... o nevastă care stă acasă, care nu are niciun job, care nu are nimic. Eu am văzut că am niște lucruri. Deci la noi, oamenii publici, exact ca și tine, noi tot timpul suntem în proiect, în serviciu și cel mai nașpa în tot capitolul ăsta, știi, când după ce naști, treci și o săptămână și dacă te întâlnești cu cineva, nu te întreabă, băi omule, dar ce ai realizat? Va, da, când slăbiști? Băi, și eu înainte chiar mă supăram, dar acum am zis, bă, dar nu poate toată lumea să fie tot una. Poate să fie toată lumea chiar slabă. Unul mai frumușel, unul mai urățel, unul mai talentat, unul mai netalentat. Și acum, pe repede, că trebuie să și ne cânti în această dimineață, profesional. Ce faci? Muncesc, acum am început proiectul de care tot vorbesc de ceva ani buni. Fac câteva cântece frumoase cu o minunată orchestră Lăutarii, condusă de maestru Nicolae Bodros. Am trecut, mai fac și muzică ușoară, dar mai puțin, pentru că acum, pentru mine foarte mult contează muzica populară, până la urmă eu sunt interpret de muzică populară. În această dimineață ne cânt o piesă de muzică. În această dimineață îți cânt o piesă cu titlul Copilul meu, aha, dedicată tuturor care au copii, pentru că și ție îți doresc, spus de mult, mulțumesc pentru frumos că înscurtem trecerea aceasta între ani și tot, Doamne, să vină moșul cu tot cu barza. Știi, să-ți aducă și ții. Mulțumesc tare frumos. Copiii sunt o binecuvântare de fiecare dată. Te așteptăm în scena noastră. Atenție la treaptă, doamnelor și domnilor, în această dimineață alături de noi, mămica Lenuța Gheorghiță, care, uite, spune că nu a renunțat la carieră, ba din contră, faptul că este mamă o face și mai puternică și își dorește cât mai multe realizări profesionale. Haideți să o ascultăm în această dimineață. Go
Copilul meu, ce mult te-am dorit, să vii pe lume și să fii fericit. Copilul meu, ce mult te-am dorit, să vii pe lume și să fii fericit. Ești copilul meu iubit și vreau să fii fericit toată viața cât trăiești. Pe mama ta să iubești, să nu uiți de mama ta. Știi că ea ți-a dat viața. Te-aș ruga, te-aș ruga, tu nu uita. Eu ți-aș mai da și viața mea. Eu ți-aș mai da și inima. Eu ți-aș mai da și viața mea. Eu ți-aș mai da și inima. Ești copilul meu dorit și vreau să fii fericit toată viața cât trăiești. Pe mama ta să iubești, să nu uite mama ta. Știi că ea ți-a dat viața. Te-aș ruga, te-aș ruga, nu uita. Fetița mea, inimioara mea, băiatul meu, e sufletul meu. Ești copilul meu iubit și vreau să fii fericit cât pe lume tu trăiești. Pe mama ta să o iubești, să nu ți-a dat viața. Te-aș ruga, te-aș ruga, tu nu uita.